Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou career mod, exact, un nou career mod cu ceva special, așa, cu un pic de sare și piper, ceva să nu fie chiar așa de comun. O să vă zic în minutele următoare care sunt aceste schimbări și care, practic, ne sunt țintele în acest career mod. Bun, career modul cu FC Steaua București a fost o senzație, a fost și-a superb, ca de obicei, an de an, așa de mult îmi place să își fac o carieră cu Steaua, e ceva chiar superb. Bun, și-am vrut să instalez, desigur, Liga a doua a României. Și odată ce am instalat Liga a doua a României, am observat că ce prost poate fi făcut respectivul patch. Mi s-a dat peste cap FIFA-ul și pe scurt, pur și simplu, a trebuit să reinstalez FIFA-ul și desigur, odată ce am reinstalat FIFA-ul, am zis, bă, știți ce, hai că nu mai are rost să mai instalez Liga a doua a României. Deci, prin urmare, mare atenție, nu mai am Liga a doua a României, deci să nu mai... Deci, degeaba am scris comentariile de genul, cumpără-l pe Yanis Hagi, cumpără-l pe Rotariu. Din păcate, nu sunt în joc respectivii jucători, având în vedere că nu mai avem Liga a României, deci chiar îmi pare rău. Dar un lucru este clar, mă bucur că am scăpat de acele bug-uri și prostii din FRLT sau cum ieșea la patch-ul respectiv. Bun, hai să trecem la treabă să nu mai tragem mâța de coadă. Avem aici carieră cu Wolverhampton, o echipă care mi-a plăcut foarte mult în FIFA 13 și 14, dar mai mult în 12. Știu, logica este absolut imbatabilă, mai ales la cum ne-am zis eu. Deci în FIFA 12 m-a plăcut cel mai mult și în FIFA 13 m-am jucat așa cât de cât cu ea. Este o echipă faină, care poți să evoluezi, care desigur are și kit-uri faine, și logo-ul este fain. E chiar interesant această echipă. Bun, și așa că normal am zis, hai să revin cu ea și am un FIFA 16 să fac un career mod. Vom face un career mod, cum ziceam eu, semi-normal, cât că mai picant. Deci, în care mod, vom începe cu Wolverhampton, care per moment este în Liga a doua din Anglia. Frumos, așa, tiki-taka, Liga a doua din Anglia. Frumos, ne luptăm pentru promovare, după aceea ne luptăm pentru cupe. Și totodată va fi greu pentru că, în mare parte, de fapt, știți ce? Aia o să și fie una dintre provocări. Unul la mână, eu nu am să cumpăr jucători deja consacrați. Deci, asta e prima provocare, nu mai cumpărăm jucători consacrați, deci nu mai luăm pe Laporte, pe Varane, pe ăștia deja mari, deja cunoscuți, nu-l cumpărăm pe Kevin Prince Boateng, nu-l luăm pe Balotelli, nu-l luăm pe Emenike, nu-l luăm pe XYZ pe care deja sunt foarte cunoscuți, excepție fiind jucătorii naționale României. De ce? Pentru că una din misiunile mele, desigur, este să refac naționala României și să o aduc pe culmile gloriei. Bun, înainte de toate, desigur, am făcut aici niște mici chestii, de exemplu, mi-am făcut aici cu shortlist, mi-am căutat niște jucători, mi-am pus niște jucători la vânzare, care am zis eu că n-ar rost să le bag în video, că sunt cam plictisitoare și, desigur, mi-am făcut aici cel mai important lucru, Academie de Juniori. Aici, desigur, și presupun că mulți dintre voi știți, dar oricum am să zic și eu asta ca să fim stă clar. Academia de jucători, practic, îți pui unul din scouterii respectivi să se ducă, cum l-am zis eu, să se ducă în România. Asta se va duce la bazele de junior și totodată prin curte de școli, licee și toate cele, să se caute junior care îi se par lui că au potențial. Și asta e foarte fain pentru că jocul va crea automat, va da nume random și mai ales potențial random, adică așa la îndala la jucătorul român. De exemplu, putem să-l găsim pe jucătorul, nu știu, nume random, să-i zicem Hagi, îl găsim pe Hagi sau pe Dorinel, Octavian, Adrian, Dumitrașcu, bla 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 bla, bla nume alandala. Să-i zicem Hagi. Bun, îl găsim pe jucătorul, hai să nu zicem Hagi simplu, hai să zicem Hagi Popescu. Hagi Popescu îl găsim acolo și pe Hagi Popescu, zice calculatorul, i-a dat așa alandara random potențial de 90, sau hai să zicem chiar 90, 87. Și noi luăm pe ăla și ce drept va fi o muncă grea să-l evoluez și desigur aia o să fie un lucru care vreau neapărat să fac, să evoluez jucător român, indiferent la ce echipă vom fi, să zic că poate după 40 de episoade sau nu știu când ne plictisim de Wolverhampton și merem la altă echipă, cum ar fi AC Milan, cum ar fi Chelsea, cum ar fi Arsenal, cum ar fi Roma, cum ar fi XYZ, știți bine cum se procedează, intrăm aici la Browse Jobs și desigur ne uităm ce echipe sunt interesate de, desigur, puterile noastre supraomenești. Bun, deci aici la Browse Jobs. Ok, deci,
Asta va fi chestia. Vreau una dimisiune, vreau să refac Națala României. Voi sta până mi-apare aici job offer la Națala României, pentru că neapărat vreau aici să antrenez Naționala României, chiar dacă nu eram mare fan de treburile astea cu naționalele și nu știu ce și nu știu cum. De data asta vreau neapărat să antrenez Naționala României și să o refac cea mai puternică. Ce? Vreau să o fac cea mai puternică națională a lumii. Mi-ar place foarte mult asta. Chiar dacă ar asta însemna să facem 100 de episoade, vom face 100 de episoade până voi face cea mai puternică națională a României existentă. Asta sunt desigur faza cu juniorii. Totodată, desigur, o să cumpăr în mare parte jucători care evoluează. Și aici este iarăși o provocare, mare atenție, înainte poate deja unii dintre voi mi-ați spus clasicele comentarii. Deadly, cumpără-l pe Tielemans, cumpără-l pe Embolo, cumpără-l pe, știu și eu, am zis Tielemans, am zis Embolo, cumpără-l pe Bacali, că ăla evoluează bine, cumpără-l pe Bacali, cumpără-l pe Embolo, cumpără-l pe Tielemans, cumpără-l pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Mă, știți ce, cu jucători ăștia deja i-am cumpărat de nenumărate ori, știu că evoluează. Alt exemplu, cumpără-l pe Maximilian Maier, ăla Meier scris, da, mă rog, cred că Maier se pronunță. Sau desigur mai este acel atacant Werner, ceva de genul acesta. Bă, deci pe ăsta deja îi știm cu toții, deja știm cât de bine evoluează. Ce-ar fi să căutăm alți jucători care au acest potențial de evoluare foarte, foarte bun, pe care cel puțin eu nu m-am jucat cu ei și cine știe, poate nici voi, poate unii dintre voi nici n-ați auzit de acești jucători și să evoluăm pe respectivii. Asta ar fi iarăși una dintre acele provocări de care vă ziceam la începutul videoului. Bun, acum știu, a fost mai mult așa de spus despre ce vom face noi în acest career mode și desigur, sper că vă plac ideile care le-am zis, așa zisele provocări și idei, mai ales faza de... Bă, vreau neapărat să câștig o cupă cu Naționala României, vreau să câștig o cupă, fie Euro, fie Mondialul, vreau neapărat acolo să văd la mână Naționala României frumoasă și desigur să câștigăm respectiva cupă. Bun, hai să trecem la treabă, desigur am pus eu acolo scouterii să lucreze desigur pe niște jucători pe care aș vrea să-i achiziționez. Aici desigur, ia că câștigăm la penaltiuri împotriva olandezilor de la NEC. Foarte bine că câștigăm această cupă amicală, că ne mai vine așa un mic adaos de bani. Aici, desigur, sunt jucători care deja am la club, pe care, na, așa îi mai evoluez cât de cât, mai ales pe acest singur Darson, pe sigur. Așa, frumos, frumos, tiki-taka. Aoleo, și Giro ăla, mă, Giro, sau cum îl cheamă, pare foarte interesant, dar din câte am aflat, acel apărător Hausse are un potențial foarte bun așa de evoluat aici la Wolverhampton. Deci cât de cât ca în rocă cu apărarea ne descurcăm. Bun, avem aici un loan pe un an foarte bine pe acest atacant. Sper să evolueze la echipa asta la care îl dau eu. Sper să joace și totodată să evolueze. Așa, și hai să începem să cumpărăm primii jucători. Primul jucător 100% pe care gata, direct din start, din pușcă știu că o să-l cumpăr, este nimeni altul decât... Stai aici să ajungem la mijlocaș. Vreau neapărat să-l iau pe mijlocașul Stanciu. Bă, vreau neapărat să-l iau pe Stanciu. Știm cu toții, desigur, că în carieră cu Steaua a evoluat bine, dar eu sunt curios așa sec în jocul FIFA. Bă, jocul însăși. Cum decide jocul că va evolua acest nebun de Stanciu? Acest Nicolae, și eu, da, Nicușor, Nicolae, cum vreți voi să ziceți Stanciu. Neapărat vreau să văd acolo cum evoluează. Bun. Așa, foarte bine, l-am pus pe ăla să vină frumos la echipă. Și aici, din câte bine vedeți, sunt o grămadă de alți jucători care evoluează incredibil de bine și desigur pe care o să vină cu cât se poate de repede la echipă. Și desigur, uai, o să fie greu pentru că sunt destul de mulți jucători aici care evoluează foarte bine. Sunt unii care evoluează până la un overall de, Dumnezeu, 87-88. Sunt alții care evoluează până la 82. Deci avem aici din ce alege, avem din ce alege, ceea ce este foarte bine, că ăla e cel mai important lucru, să ai de unde alege. Și de data asta, din câte se și bine vede, avem o grămadă de jucători de unde putem să alegem dreapta-stânga, orice alt jucător bun. Și mare parte, din câte și bine vedeți, sunt tineri, de care poate mulți dintre voi n-ați auzit, poate unii dintre voi ați auzit de anumiți jucători, dar, hei, în mare parte este și ideea aia, bă, contează ca eu cel puțin să nu fi jucat cu jucătorii respectivi.
Totodată luăm aici și pe Steleanu Filip, îi facem aici ofertă pentru Steleanu Filip, facem, că să zic, 305.000 de euro, hai să le facem 305.000 de euro aici ofertă pentru Steleanu Filip, care nu știu exact dacă are potențial de evoluare sau nu, dar la 21 de ani, e român, hai că-l cumpărăm, știți de ce nu. Bun, aici din păcate Raț de-abia ce a venit aici la Raio Vallecano și nu-l putem achiziționa, nasol, că parcă l-aș fi luat chiar dacă are puii mei 150.000 de ani, zici că e în epoca jurasică, așa. Dar totodată, câți jucători faini, din păcate sunt unii care au fost deja împrumutați la alte echipe și mă cam enervează. Dar nu-i stres, sunt o grămadă de jucători care evoluează atât de bine. Ok, ia Mățel mi-ar place, e pe RB, perfect, de ce nu, avem nevoie de un RB de calitate și desigur Mățel poate fi acel jucător de calitate de care are nevoie echipa noastră, mai ales că acum, desigur, încât și bine vedem, mă axesc foarte mult pe români, chiar dacă sunt alți străini care ar evolua mai bine, cum ziceam, vreau să fac Naționala României epică. Bun, aici desigur îl avem pe Tătărușanu și pe Pantilimon, se pare că în joc, aia Pantilimon are 78 reflexe față de Tătărușanu care are 75 și mai ales că Tătărușanu m-a enervat groaznic în european, cred că nici nu vreau să-l văd de-l încolo, marș afară Tătărușanu. Totuși, din păcate, Pantilimon costă foarte mult, mai ales salarul, are un salar foarte mare. Așa mai degrabă aș cumpăra alți jucători de ăștia tineri care se evolueze, este de exemplu acest Pickford, care știu că evoluează, dar totodată m-ar tenta foarte mult Donnarumma, dar din păcate Donnarumma zice acolo că de-abia acum s-a atulat Milanului și nu dorește să plece per moment. Da, hai să zicem că îl înțelegem, asta este. Hai să vedem, hai să luăm pe Andone sau pe Alibek. Și ar fi fain să luăm și pe Rashford. Am înțeles că Rashford are un potențial de 88. Dumnezeule, 88 are Rashford potențial, din câte am înțeles eu. Totuși, așa, dacă te uiți după statisticile care le au per moment, Alibek parcă e un pic mai bun ca și Andone per moment, fără evoluții, gen. Foarte interesant asta. Hai că fac oferta, păi vedem noi care decide să vină la Wolverhampton. Oricum Alibek i-ar fi un transfer bun. Cred că aia este echipă VFC, ăla cred că e din Franța. Ok, facem și la Andone o ofertă, desigur. Uoleu, Andone e un pic mai scump ca și Alibek. Nu e tare bine. Da, facem acolo niște oferte. Da, avem noroc. Ok. Și desigur, ușor să ne ducem și la străini, vreau să mai evoluez desigur și străini, nu doar români, bine, în mare parte eu să ne axăm pe români, dar desigur și străinii sunt importanți pentru că sunt foarte mulți care evoluează bestial de bine. Bun, deci Cordoba refuză aici oferta că le-am făcut-o, de fapt toți o refuză ofertele că le-am făcut. Hai să vedem aici. Pentru Stanțu, 2.700.000. Ia să vedem, așa, Andone, hai să mai facem iarăși o ofertă de 3.800.000. Bine, acolo zice că 4 milioane ar vrea, de fapt, Cordoba pe el, dar să zicem că la atacanți nu avem așa mari probleme și nu prea aș vrea să arunc chiar din start o tonă de bani. Prefer așa să-mi fac mijlocul, apărarea, tiki-taka, așa. Ia să vedem și pe Steleanu Filip, că-ți dau 405.000 de euro. Păi e tânăr, nu știu dacă evoluează, aia chestia că nu știu exact dacă are potențial de evoluare acest Steleanu Filip. Logic ar fi normal să aibă, adică băi, tânăr, e așa, ar trebui să evolueze, da? Ia să vedem, cine a zis? Dale se because the terms of the player is too valuable. Ia auzi, jucătorul e foarte valoros pentru ei. Iar ce zici de 2.900.000 de euro? Mai atât de valoros e? Mai mult că sigur va veni la club. Ia să vedem. Trece timpul. Aici ne zic că băieții că ar dori 800. Cam mult. La zic 600.000. 600.000 de euro pentru Steleanu Filip s-ar merita. Da, s-ar merita mai mult ca sigur. Așa.
Bă, da, ia mă, că Basil nu-l lasă așa ușor pe Stanciu, ne luptăm puțin pe el. 3 milioane, tiki-taka Barcelona, 3 milioane de euro, 3 milioane de euro, pam, banii pe masă așa, pum, așa teancul de bani, valiza, ce teanc. Opa, se pare că oferta pentru mății, wow. Bă, tu de la 3.000 de euro, fiți atenți aici, românul, bă, clasic român. El are acum un salariu de 3.000 de euro. Ok, băi, mățele, hai la echipa mea, bă, îți promit că joci meci de meci și că evoluezi și toate cele. Ce salariu vrei? Mă gândeam și eu, 10.000 de euro, 15.000 de euro, nu, 30.000 de euro. Bă, vagabondule, 30.000 de euro. Ai de viața mea, 15.000 de euro, în pula mea, bă. Bă, nebunule, 30.000 de euro. 6 milioane pandone. Aoleo. Ok, o să luăm noi, luăm pandone. Dar nu acum. Adică să arunc chiar 6 milioane pe un atacant e prea mult. Vreau să-mi solidific echipa și după aceea vedem noi, cu timpul se vor face transferurile. Ia să vedem, da, așa, bla bla bla, aoleo, bă mățele, bă, mă arunci, bă, Dumnezeule, 30.000 de euro salar. Oh, vai mățele, mă nene, mă bagi în mormânt, mă mățele, mă, dar ce să-ți fac, mă nene, mă, hai că accept, hai. Ia să vedem scouterul nostru aici în România, găsit aici, ia un potențial în român între 53 și 69 potențial reject, 55-75 potențial reject și 77 reject. De ce le dau reject? Pentru că de obicei de-a lungul timpului unii tind să scadă din overall, că le-ai așa un estimativ la start, gen, bă... Presupunem că potențialul lui este de atât, cea de genul. Și odată ce vine la baza noastră de antrenamente, frumos, în Wolverhampton, atunci, bă, da, zice, bă, de fapt, tipul are potențial de X. Și, na. Ok, se pare că Basel în sfârșit acceptă oferta mai de 3 milioane pentru Stanciu, având în vedere că acolo jocul, cred că valorează 4 milioane, deci direct din start facem acolo achiziție bună cu el. Și aici este primul nostru transfer, Alexandru, Alex Mățel. Oh, lolo, ce transfer. Bun, frumos, ia, sign a top player. Cică, semnat un jucător de top. Normal că eu numai jucător de top transfer aici la echipă. Așa, frumos, mățel. Tiki-taka, mățel, mă, nene, mă. Și, da, e un picuț mai vitezoman acest negru Iorfa. Dar, totuși, mățel are mai multe statistici. Foarte bine, și mățel poate joace și ca și RB și ca și LB. A, ce drept, da, doar că din câte l-am văzut noi la națională jucând pe poziția de LB, mai bine rămâi tu acolo, RB, ok, mățele. Ok, primul nostru transfer român. Desigur, chiar vreau să transfer mulți români, din câte se și bine observă. Ia stai să vedem despre ce este vorba. Așa, pentru că condiții, nu știu ce. Auzi, mă, la el, îți place, mă, acolo unde e Franța, ești tu, mă, nene, mă. Hai, bă, nu fi bulangiu, bă, Filip, bă, Filipe, nu fi bulangiu. Hai aici, frumos, la echipă, tiki-taka, mai mult ca sigur sunt și fan dinamoviști aici în public, care desigur ar vrea să te vadă la echipă, să vedem cât de bine evoluezi tu aici, în joc. Ok. Dăm simulate mai departe. Aici se pare că și Stanciu refuză pentru că îi place unde trăiește și într-un fel îl înțeleg că totuși este la Basel omul, deci da, Basel, echipă frumoasă, foarte frumoasă. Da, hai să-i mărim puțin salarul, îi dăm așa cu 5.000 de euro mai mult decât cere el acolo, deci 40.000, nu 35.000, sper că așa va accepta. Bun, aici primesc o ofertă pentru Mike, bă, cât să zic, dacă el valorează 1.900.000, să zic 2.500.000, îmi ofer pe el, adică totuși la 31 de ani îl dau, de ce nu? Așa mai degrabă iau un, nu știu, iau un altul care evoluează. Ia, mă, că nu vrea să vină, mă.
Bă, ce bulangiu e, mă, Filip ăsta, mă. Bă, voi, cei din public, bă, fanii din Amoviști, v-a spus voi, mi-a spus voi cumva bețe în roate ce se întâmplă, mă, cu Filip. A, m-o simțit că am făcut carieră cu Steaua, de-aia nu vine Filip. Bă, de-aia nu vine Filip, prefăceți-vă că fac ochiul. Așa. Oh, primul meci nostru meci cu Nottingham Forest și câștigăm gol dat de către Giro. Oh, lolo, că eu așa direct dădeam dădeam pe butonul ăsta să trec mai departe și ia că direct m-a băgat în meci, fără să vreau eu, că aș fi jucat acel meci. Bun, asta este, hai să vedem totuși pe Mățel dacă tot s-a liberat acolo un loc. Hai să vedem pe Mățel dacă da, evoluează, cam greu. Da, ceva evoluează Mățel acolo totuși, deja la 25 de ani, dacă am citit corect acolo pe viteză. Ia să vedem. Cât să ne ai Mățele? Mățel shines, ia uzi, Mățel shines in Wolverhampton debut. Cică Mățel strălucește ceva de genul în debutul său pentru Wolverhampton. Și aici este al doilea transfer de clasă superbă. Este nimeni altul decât Stanciu. Stanciu vine frumos aici, tiki-taka, la Wolverhampton. Frumos, măi, am două transferuri absolut geniale aici la Wolverhampton. Doi români, așa cât să nu ne fie dor de România, mă rog, de Liga României. Am venit aici frumos, tiki-taka. Aici încă român, Edwards, nici ăsta nu e rău, dar nu se compară cu Stanciu, bă, ce bun e Stanciu, mă. Stanciu, mă, nene, mă, e killer omul. Bun, ia să vedem aici, 29 de ani ai, mă, o lolo. Față de asta, parcă, dar și ăsta, Pris, se descurcă și cred că poate că evoluează acel Pris, ceva de genul și îl lăsăm pe ăla. Bun, ia să vedem aici, Doherty, se pare că s-a accidentat, nu cred că este grav, dar totuși, accidentare. Trecem mai departe, ia să vedem, se pare că și Steleanu Filip acceptă în sfârșit omul ăsta să vină la echipă. Steleanu Filip vine la echipă fix în momentul oportun, având în vedere că acum s-a accidentat acel LB al nostru Doherty și direct îl putem pune pe Steleanu Filip aici în echipă. 64 overall, este cam slab așa. L-am mai luat mai mult pentru că român, național României, toate cele. Ea poate să joace LB, CDM și LM. Da, viteză are, sprint speed are, stamina e varză, dar totuși statistici ceva are. Nu-i rău, este o achiziție bună, sper eu să evoleze și da, cine știe, da. Bun, avem aici un match împotriva celui de la Oxford United, având în vedere că Oxford este din ultima ligă din Anglia, aș zice că avem șanse să câștigăm dacă dau simulate. Deci, haide, Doamne, țineți, stați și voi așa cu degetul încrucișate și aș vedea dacă reușim să câștigăm acest match versus Oxford. Da. Hai, 3-2, 1 și... tensiunea este mare și câștigătoarea este Wolverhampton. Frumos, Giro și Henry. Foarte bine, bă, echipă frumoasă, dar totuși era practic ultima echipă din clasamente. Dar oricum, ne apropiem de finalul acestui episod. Ia că l-am vândut și pe acest jucător, mi-a intrat 2.500.000 de euro în buzujeburi. Asta este foarte bine. Așa ia bate. Era cred că și rezervă acel. Da, cred că era rezervă. Na, ce bine, un transfer foarte bun atunci. Mai ales că era bătrân, era și rezervă la fix. Bun, deci, în mare parte, cam atât a fost din primul episod. Avem noi aici, desigur, o grămadă de alți jucători cu potențial, din câte și bine vedeți, pe care mai mult ca sigur am să-i cumpăr, o să cumpăr și un apărător, o să cumpăr și un de ăla, și un de ăla, și un de ăla. Dar, desigur, acum, primul episod, am zis că vreau să țin neapărat, așa, să pun, bă, să cumpăr români. Punct. Așa să nu căutam niște dume mai frumoase, da? Hai să zic direct. Bă, vreau să cumpăr niște români. Am zis neapărat vreau să evoluez România. Ziceam. Deci, încă o dată, sper că vă plac ce ideile care le-am spus eu aici. Ce vreau să fac eu la Wolverhampton, să cumpăr doar jucători care evoluează. Și totodată, desigur, să
fac naționala României puternică, ce dracu, să fac number one sau cel puțin să fie în top 10 națiuni sau naționale ale lumii. Și totodată sper să câștig o cupă, cea de genul Euro sau desigur Cupa Mondială. Mai ar fi și asta o țintă. Bun, și desigur, n-avem voie să cumpărăm jucători deja consacrați, n-avem voie să cumpărăm jucători deja așa cunoscuți care evoluează, ci bă, orice alt jucător, șmecher, tiki-taka. Și din câte se și bine vede, primele trei transferuri care l-am făcut aici sunt jucători români. Și desigur Stanciu, știu că evoluează până la un overall de 80 și ceva, nu știu exact în jocul ăsta. Știu că în patch-ul acela de la Liga 1, Stanciu evolua cam cel mai bine de peste tot, deci avea un potențial, i-a pus prea mare potențialul băieții. Dar mă rog, știu că aici evoluează totuși până la un 80 și ceva, ceea ce totuși este un overall foarte bun. Mățel nu știu cât de mult evoluează, în Steleanu Filip am mari speranțe să evolueze cel puțin, bă, și dacă evoluează la 77 sunt foarte mulțumit dacă evoluează, măcar până acolo. Foarte mulțumit. Bun, deci cam atât pentru acest episod. Sper că vă place. Desigur, aștept opiniile voastre în comentariile de mai jos. Și dacă mai aveți și voi idei de provocări, sunteți bineveniți să le scrieți în comentariile de mai jos. Și dacă văd ceva foarte interesant în acele provocări, s-ar putea să le pun în acest joc. Bă, de ce nu? Dacă unuia dintre voi vine o idee strălucită, o provocare sau cum vreți voi să ziceți, scrie în comentariile mai jos, tiki-tac acolo frumos jos și, desigur, dacă mie mi se pare chiar o provocare faină, da, am să o iau, am să o fac și, ei, cine știi, chiar, va fi, poate cine știi, așa, bă, facem jocul ăsta ceva frumos. Că m-am săturat de acele career moduri clasice și toate cele și deja știi, bă, le iau pe Telema, să le iau pe ăla, le iau pe Rafael Varane, le iau pe Laporte și gata, career modul după episodul 8, deja stai și zici, bă, ai prea bună echipă. Bă, eu vreau ceva șmecher, frumos. Și chiar sper să vă placă acest career mod, pentru că asta poate trebuie să zic la începutul videoului, că nu știu cine dracu se mai uită până la final, dar cei care vă uitați, vă mulțumesc. Așa. Este un felul următor, având în vedere că este o echipă mai mică și avem de evoluat și vreau neapărat să lucru cu baza aia de junior și o să fie o grămadă de episoade la career mode ăsta până fac eu România din nou puternică, aș vrea să fac această serie zilnică, neapărat zilnică, pe cât pot eu de mult, desigur, depinde de job și de alea și na, ieșirile mele, aș vrea să fac o serie zilnică, dar... Desigur, am nevoie și de suportul și de susținerea voastră, având în vedere de vizualizări și like-uri. Nu vă cer mult, măcar 5.000 de vizualizări. Știu că pe seria de FIFA cu Steaua făceam atâta, să facem și aici 5.000 de vizualizări și este bine și totodată să zic așa un 400-500 de like-uri și totul este bine. Oricum, hai, oprim aici videoul. Vă urez numai bine. Ne auzim pe data aviatoare. Bye, bye!